Hristos este dreptarul închinării în duh și în adevăr. Dacă vrem ca să știm dacă ne închinăm în duh și adevăr, trebuie să privim la Hristos. Trebuie să vedem ce spune El. Duh și adevăr nu este o sintagmă postmodernistă pentru ce crezi tu și ce simți tu. Este o sintagmă pentru ceea ce ne-a revelat Hristos. Pentru ceea ce ne-a revelat Hristos, da? Cum știm? Cum știm până la urmă ce este închinarea în duh și adevăr? Este chiar ceva subiectiv? În niciun caz. Ce face Duhul, da? Referitor la adevăr. Duhul ne conduce în cunoașterea adevărului complet. Și cum a făcut Duhul lucrarea aceasta? Prin revelarea cuvântului lui Dumnezeu, prin Hristos și prin Sfinții lui Apostol. Da? Asta este temelie a credinței creștine. Este temelie a convingerii evanghelice. Noi credem că adevărul lui Dumnezeu, lucrat și comunicat prin Duhul Sfânt, îl avem pe paginile Sfintei Scripturi. Punct. Și că orice altă părere, interpretare, trebuie ca să fie supusă verificării acelei Scripturi. A venit și a spune că cumva închinarea dintr-o dată, pentru că trebuie să fie în duh și în adevăr, spune că trebuie să fie fără Scriptură, că nu este sub verificarea Scripturii, este aberant. Dacă vrem ca să ne închinăm în duh și în adevăr, trebuie să ne închinăm prin cuvânt, da? Din cuvânt, sub autoritatea cuvântului. Pentru că este cuvântul care ne conduce în tot adevărul, da?